Luptele din Ucraina nu se vor încheia prea curând, o spune șeful statului major al apărării. Mai mult, generalul Daniel Petrescu a declarat că în aceste momente prioritatea armatei române este aceea de a consolida capacitatea defensivă. Din păcate, evaluările nu sunt favorabile încheierii luptelor într-un orizont scurt de timp. Toți cei care ne situăm însă de partea valorilor comunității euroatlantice, avem încredere în capacitatea Ucrainei de a rezista agresiunii. Avem de asemenea încredere în solidaritatea aliată și în angajamentul nostru comun pentru protejarea statelor membre. Și avem încredere în angajamentele asumate ferm și continuu pentru sprijinirea Ucrainei în a răspunde agresiunii declanșate de regimul de la Moscova. Armata României va continua consolidarea capacității defensive naționale. Vom folosi procentul din PIB alocat a apărării pentru creșterea capacității de reacție a nivelului de dotare și instruirea forțelor noastre. Consolidăm capacitatea de comandă și control, operaționalizând până la sfârșitul acestui an Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est. Consolidăm brigăzile stabilite prin procesul de planificare a apărării, întărim partea de sprijin cu informații, urmărim modernizarea procesului de recrutare și retenție a personalului. Vom desfășura mai multe exerciții naționale și multinaționale, dintre care cel mai important va fi exercițiul Defender Europe 2023